Bună ziua! Bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi mergem în continuare cu desenul în acuarelă abstractă. Ultima filmare, dacă ați vizionat-o, au fost două lucrări un pic mai complicate, să zic așa, și astăzi am decis să fac ceva foarte simplu și foarte, foarte abstract. Am și o sursă de unde mă voi inspira. Asta am în gând să fac ca și idee, dar după cum știți, nici odată nu iese la fel. Nici nu e intenția. Este doar sursa de inspirație, să zic așa. Modificările vin în timp. Dar asta e ideea. Am găsit prin multele seturi de pensule. Nu vi le arăt pe toate, doar am scotocit ca să mai îmi schimb pensulele. Deoarece îmi trebuie pentru un spațiu mai mare. Și după cum știți și m-ați văzut, am lucrat cu acesta, însă, bineînțeles, nu știu dacă e pentru acuarelă neapărat, dar am uitat să o scot din borcan și s-au cam îndoit vârfurile, dar nu asta e ideea. Și aveam eu câteva pe aici, care le-am folosit și cu acrilic și s-au cam stricat. Iar acestea am văzut că sunt din păr de cămilă și sunt bune și pentru acuarele, acrilice, ulei, tempera. Mergem în continuare cu formatul A4. Mai avem două de făcut. Am băgat restul la presat, că după cum ați văzut sau îndoit foile, are grosime de 200 gsm, așa că folosind multă apă s-au ondulat și atunci am zis haideți să le dau câteva zile de stat la presat. Îmi plac din două motive, deoarece au această parte a mânerului care nu este alunecoasă, e un silicon, cred că. Și al doilea motiv pentru care îmi plac, nu sunt cu mânări de lemn. Și dacă cumva le uit în apă, nu se întâmplă nimic cum a început deja la acesta sărăcuțul. Dacă l-am uitat în apă, normal că se umflă lemnul și așa mai departe. Nu știu ce a căzut de aici. Dar nici nu asta era ideea, ca să copiem
100%. Detaliile se văd. Am folosit și un pic de argintiu și acesta este rezultatul. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc frumos pentru că ați vizionat. Folosiți acel buton de like dacă vă place, dar puteți să-mi spuneți părerile voastre în secțiunea de comentarii. Distribuiți, subscrieți și să ne revedem la următorul video. La revedere!